Morning Glory, Morning Glory, eclozează puișorii. Și bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 8 și 7 minute. Este momentul în care ne pregătim să îi spunem bună dimineața lui Rareș Năstase de la România, te iubesc. Bună dimineața și la revedere, nu? Sau cum? Abia așteptăm să spunem la revedere. Așa, pentru noi, pentru că suntem prieteni de mult timp, noi ne permitem, așa, între prieteni să-i spunem România te pupic. Te pupic. România. Îmi place cum sună. Da, 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 sună și mă bucur mișto. Tare mult că sunt la voi și, nu știu, mi se pare că, uite, aici, în carne și oase, fizic, prezență fizică, mi-era dor de așa ceva și mă simt ca acasă de câte ori vin la voi. Dacă nici noi vaccinații nu ne mai înțelegem, exact, da. Exact, imunizații. Imunizații, da, esențialii. Am văzut de curând o treabă foarte mișto pe rețelele de socializare, o fotografie în care spunea că, primul rând, din Grecia e pentru esențiali și al doilea rând e pentru imunizații. Știi, la șezlonguri, la plajă. A, ce mișto. Deci o să avem și, da. Sună bine. Apropo de primul rând, în primul rând să vorbim despre ministrul Ciucă, cel care... Ciucă, mă. Da, 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 da. A postat, a vrut să arate că se și muncește. S-a făcut și greșel, dar s-a și muncit s-a la și minister. S-a muncit intens. Și zi tu ce ai văzut, că nu știam, nu văzusem pe asta. Ce se întâmplă? Domnul Ciucă a postat niște fotografii făcute acolo la MAPN și... din nefericire sau nu știu cum să spun, pe unul din panourile de acolo, din birourile de la MAPN, erau toate parolele, erau cele de intrare în platformă, erau și parolele și username, și parola, adică să ai tot, ne transformă într-o țară din asta de hackeri, fără să vrem. Probabil că, nu știu, ulterior am văzut că a șters postarea, dar nu știu dacă cât de repede s-au schimbat și parolele pe acolo. Oricum, mă gândeam că bate by far fotografia cu domnul din partea cealaltă. Aici e totul digital, vezi, parole, username, totul e, suntem în digitalia, România digitală. În partea cealaltă ai văzut că suntem cu cash-ul la purtător care sare din sacou. Adică, cumva echilibrăm balanța și e totul bine. Da. Dar văzând fotografiile alea, mă gândeam, imaginează-ți așa o scenă din asta de tip James Bond cu agenți secreți, cu vorbesc în cască, agenți de afară care vor să afle parole. Am intrat în MAPN, și trece de un hall, trece de primul birou și zice, cred că aici o să găsesc ceva și când ajunge... Domnul ministru, unde sunt parolele? Aici pe tablă, vă rog frumos. Pe tablă, e totul pe tablă, e frumos. Da, foarte frumos. Ce să zic, aplauze. Uite că nu e, adică nu e nicio conspirație, adică, dragilor. E vorba despre... Dacă nici la MAPN n-ai pe tablă, da, nu da, știu da. N-ai. Când ești, da, de mic... Asta este. Mergem în aia. Bun. Oricum, amuzant, amuzant. Ciucă al nostru. Da, asta e, să punem războiul la rece, știi? Da, exact. E un fel. Da. Băiatul, hai, pune și mie războiul la rece, te rog. Bun, apropo de rece, cum curge apa? Mă, curge apa, dar curge o apă de proastă calitate. Bine, acum glumim puțin, ne-am dus în zonele unde românii mai beau apă. În România se bea apă, chiar dacă se bea apă de proastă calitate, din păcate oamenii nu sunt informați. Se bea apă din multă dimineața, în primul rând. Asta e important. Și, din păcate, avem tot mai multe zone în România cu apă contaminată. Asta e marea problemă. Românii sunt sau nu branșați la utilități și acolo unde sunt branșați la utilități, apa care vine pe conducte nu e bună. Voi ați făcut niște investigații, de fapt investigația ta s-a început. Am difuzat deja o ediție, trecută, iar duminica viitoare mergem tot într-o zonă care ține de domeniul apelor, vorbim de apele acide de mină și de managementul mediului pe sectorul minier după închiderea minelor. Ei trebuie să le ecologizeze, să aibă stații de epurare a apelor, veți vedea că sunt... apele curgă, apele acide de mină, e o zonă din asta roșie, zici că ești pe Marte și tot acolo este afectat. Și în ediția asta pe care am difuzat-o și în cea pe care o difuzăm duminica aceasta, în care are un reportaj și colegul Cosmin Savu, veți vedea și acolo lipsa utilităților într-o altă zonă, epopeea cartierului Henri Coandă din București, de la ieșirea din București, de la marginea capitalei. Din păcate, cumva, mi se pare că asistăm la un adevărat genocid, adică statul român este părtaș și cumva și influențează otrăvirea românilor, adică este o... Dacă am fi fost în America, nu știu, e celebrul film Erin Brockovich, da? Cred că dacă oamenii într-o comunitate ar da în judecată statul,
ar câștiga o grămadă de bani, ar trebui să fie despăgubiți, pentru că sunt locuri unde toate autoritățile știu că apa e contaminată, apa e cu probleme, o livrează în continuare oamenilor, ascund că are probleme. Asta e o altă dilemă pentru mine. De ce nu îi obligă legea să anunțe, să posteze la loc vizibil că apa nu este bună? Nu se întâmplă asta. Și asta în puterea cuiva? Sau ați înțeles care este tot procesul ăsta prin care cum România ajunge să bea apă contaminată? E și revoință, e și incompetență, e și, nu știu, stilul ăsta românesc de a implementa proiecte, pentru că a fost la un moment dat un fiasco total. A fost un heirupism din ăsta prin acum vreo 10 ani, să băgăm rețele, că ne obligă Uniunea Europeană, s-au băgat fără studii, fără să vadă ce e în pânza freatică de acolo. S-au investit bani, oamenii au fost chemați să se branșeze, să primească o apă potabilă, primesc o apă menajeră. Sunt soluții. Vorba aia, sunt în alte țări civilizate, se scoate din apă de mlaștină. Sunt tot felul de tehnologii. Noi rămânem tot cu apa asta. Ca să nu mai vorbim că totuși în zonele astea cu ape foarte contaminate se poate aplica tehnologia de pe stațiile spațiale în care se recirculă exact ce e în apă aici, pipi, asta. Adică dar noi se întâmplă mult mai natural. Păi da, vine de la sine. O da, cascadă da. De stații de epurare, de aducțiune, de epurare, de aducțiune. Pe de altă parte, probabil că și starea de sănătate a românilor are sursa tot aici. Faptul că din 2 metri găsești câte o farmacie și un român obsedat de medicamente sau de suplimente. Cea mai mare problemă e la copilași, deci sugarii și copiii până în 3 ani. Chiar există obligativitatea prin lege și poate de asta unii edili nu afișează că apa nu este potabilă sau ascund treaba asta. Ești obligat să dai femeilor gravide și copiilor mici, trebuie să le furnizezi ca autoritate locală apă zilnic. Trebuie să le dai apă potabilă. Da, 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 prin lege. Avem, în baza unei directive europene, avem legislație în România de prin 2013. Este o hotărâre de guvern. În satele, comunele unde nu e apa potabilă, trebuie să livrezi populației apă potabilă. Mamă, mamă. Bun, și pe lanțul ăsta, oricum, la capăt se află plasticul, la capătul acestui lanț trofic de toxicitate. Da, nu trebuie să ne uităm numai la autorități. Din păcate, am văzut că sunt comunități întregi unde există poluarea asta masivă și sistematică a pânzei freatice. Poluăm. Poluează românii la propriu. Am văzut zone din astea pe malurile de râuri, pe cursurile de apă, s-au transformat în adevărate gropi de gunoi. Au văzut că aruncă și primăria, aruncă și primarul și după aia e practic asta cu îngropatul deșeurilor. Să nu le mai vadă garda de mediu, să nu le mai vadă nimeni. Punem acolo, facem o groapă ilegală de gunoi, un depozit de deșeuri și după aia l-acoperim cu pământ. Și e tot în regulă. Și asta se întâmplă și eu am surprins în reportajul meu niște tineri, prin puterea exemplului chiar am vrut să-i arăt la televizor, deși tânărul respectiv de undeva dintr-un sat din Dolj chiar îmi spunea că să nu l-arăt la televizor, că se face de râs, că mă rog, probleme. Ulterior mi-a trimis fotografii că a luat toate gunoiele pe care noi le-am pus să le strângă și culmea în localitatea respectivă era serviciu de salubritate și putea să ia gunoiul, dar îl costa un pic mai mult, că nu era doar plăsuța aceea pe care o arunca de la bucătărie. Da, în general, chestia asta poluează. În țările civilizate, apa potabilă e la robinet, oamenii nu trafichează cantități uriașe de bidoane de plastic și de apă, decât dacă vor să facă un șpriț ca lumea. Sau, este halucinant ce se întâmplă în vestul țării. Noi avem o grămadă, restaurantele știu foarte bine chestia asta, pentru că toți cei care aduc, foarte puțini dintre cei care aduc sticle pentru restaurant, pentru Horeca, și le și iau înapoi. Mm-hmm. În general, e valabil mai degrabă pentru băutură coritoare, apa ajunge la gunoi, sticlele de apă ajung la gunoi și foarte mult plastic. Și în general noi traficăm foarte mult plastic și mi se pare că și asta e una dintre consecințe, dincolo de starea de sănătate și restul poluărilor pe care le fac oamenii, că nu e statul vinovat că românii sunt nesimțiți și își fac fose fără să le izoleze. Asta este, da, din păcate trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Acum vreo câțiva ani, de exemplu, Arieșul era curat, acum mai de curând am văzut, erau niște turiști nemți se spălau pe față în râu și un pic mai sus de unde curgea Arieșul erau câteva case și pensiuni care deversau direct dejecțiile în râul respectiv. Adică
cumva n-aș vrea să spulberăm mitul ăsta, dar asta se întâmplă, mitul apelor curate și al izvoarelor cristaline și cu apă foarte bună în da. România s-a cam dus. Și e din cauza noastră, din cauza noastră a tuturor, pentru că spun și din cauza românilor, pentru că și românii își tolerează aleșii care, eu știu, nu le asigură apă de calitate, care permit surse de poluare în zonă și așa mai departe. În orice caz, mesajul e simplu. Uitați-vă duminica asta la încă un reportaj făcut de Rareș Năstase pentru România Te Iubesc. Și duminica asta și duminicile viitoare. Bine, și duminicile pentru că vin viitoare, și colegii Paul, Paula, vin cu niște situații halucinante din spitalele de la noi, din spitale mari. Alex ulterior va veni și el cu o anchetă pe zona de agricultură. Știi cum e? Am venit cu pofta asta de... A fost anul ăsta pus pe hold, am sprijinit foarte mult la știri, dar am venit cu pofta asta de muncă și facem ce am învățat. Și în ultimul rând e bine să ai servici, da. Da, garantat. Și asta e bine. Vă pupic și noi. România, un te pupic sincer și felicitări pentru ce faceți și Rareș, deși ai slăbit, Goluș comico. Oh. Știi ce se întâmplă? Chiar am vrut să intru ieri să vă trimit un mesaj. Ați fost cu bossul și cumva eu dau vina și pe vreme, că știi cum e? Când începe așa să dea primăvara, să pocnească mugurul ăla așa pe în copăcel și să vezi ciripii de păsărele, auzi totul prin jur. Nu-ți vine să faci un grătar? Mă, nu, eu acolo mă duc în zona asta de dietă. La mine partea asta de prima parte a anului, aia în care încerc să slăbesc și pe final avansez, urc în greutate, mă joc așa cu greutatea cât s-o mai putea. E, acum vremea asta care mă păcălește, deci am avut un apetit din ăsta de sport, de fitness, de așa, cum dă un pic de vreme rea, rămân doar cu apetitul. Știi? Adică... Da, dar nu de sport. Aie, de sport. E adevărat și chestia asta, dar până la urmă gândește-te și tu, ce ar fi lumea cu Rareș Năstase chiar tras prin inel, nu mai zic exact. Horia Brânciu slab. Imaginează-ți lumea făcută așa. Dumnezeu n-a lăsat așa. Da. Plus că dacă slăbești prea mult, după aia te întreabă lumea dacă nu ești bolnav sau ai ceva probleme. Da, ia, pune mâna și mănâncă la mamă. Bancă, exact. Da. Să pleznim așa. Chiar sunt dispuși să-ți dea două palme să te vadă roșu în obraj. Sunt oameni buni printre noi, colegii noștri și prietenii de la România Te Iubesc sunt printre ei și urmăriți-le reportajele și beți apă curată și în general nu mai aruncați mizerii peste tot. Și pretindeți apă curată. Da. Și te dracu șmigăl dacă nu ne ascultați. Pe scurt, mulțumim Rareș, rămâi te rog frumos cu noi pentru o scurtă fotografie de grup, deși ești în studio și mă bucur foarte mult. Băi, m-am chinuit să pierd niște kilograme, trebuie să facem niște fotografii. E pe fitness, pe astea, acum mi ți-l vezi că... Unde este fotografia? Acolo? Da. Că dispare din studio. Bun, te-am pupat dulce pe ceacre, mulțumim foarte mult și Doamne ajută. Băi, până la urmă, care erau parolele alea? Că vreau și să mă înscriu a doua oară la vaccinare. Sunt destule fotografii. Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.